Cum ai primit vestea la Dinamo? Că bun, erai obișnuit, că e Liga a treia, da, totuși era Dinamo București. Păi, încă o dată, apropierea celor două cluburi a făcut ca la mult mai multe meciuri să vină și să participe antrenori de la Dinamo. Bondrea, era domnul Marian Bondrea, și Cristi Borcea, la un moment dat, fiind apropiat al echipei mari, să zicem, de la Dinamo, echipei, primei echipe, veneau și ne-au observat. Nu m-am dus singur. Adică noi ne-am dus vreo 4 sau 5 băieți de la Călăraș. Unii erau juniori al lui Dinamo împrumutați, doi dintre ei, restul, trei înși, cinci, cred că am plecat, ne-au luat în probe. Deci eu am ajuns la Dinamo în probe. N-a fost transfer. Și... Cu teamă sau ai fost întotdeauna tipul? Nu, am fost eram emotiv. Da? Nu știu, cred că mai sunt și acum, dar atunci eram emotiv. Păi, cred că n-am dormit vreo... Era Dinamo. Era și lucrul acesta, dar și faptul că era din nou ceva nou, din nou ceva nou. Era ceva nou pentru mine. Adică nu mai plecasem Călăraș, Slobozia, să ajung la București. Am fost la un singur meci Dinamo cu Genoa cu vreo 2 ani înainte. Ironia sorții. Că mergeam în excursie, trebuie să recunoaștem, de la Slobozia era un eveniment pentru noi să plecăm. Și am ajuns timid. Dar știi că trebuie să joci ca să... Da, mi-am văzut locul și știam ceea ce... sau am crezut că știu ceea ce trebuie să fac. Și am fost axat numai pe fotbal. Am rămas la Dinamo. Ai făcut ceva bine. Dacă te-au ținut oamenii. Da, ținând cont că din toți cei care am ajuns, decât eu am rămas. Deci ceva bine am făcut. Bun. Te-a furat Bucureștiul? Nu. Nu. A fost, cred că, avantajul meu că nu eram un tip căruia să-i placă viața. Viața. Viața de noapte, că viața de zi e ok. Viața, să spunem, da, viața. Da, corect, că poți la, și ziua să faci. Și ziua să... Nu, eram, țin minte că stăteam la un hotel chiar vis-a-vis de stadion, la vestitul Paul Greceanu, mă duceam, mă odihneam. Era o viață destul de simplă și lucrul acesta m-a ajutat. Mulți clachează. Da, deci asta, că asta, exact ce a zis și Mudică, că Bucureștiul fură sau... Te fură. Mai ales exact cum spui tu, când ai venit toată sau de dor până atunci. Dar te-ai gândit vreodată că ai jucat la ambele echipe la care tu ai fost la meci? Atunci? Nu. E prima dată. Adică puteai... Nu e a mea, mi-au zis-o și mie în cască, adică să nu fac pe deștept. Da. Nu. Dar știi, puteai să te duci la Dinamo cu Marseille, nu știu, cu Slova Liberec și nu jucai la... Dar uite acum... Bine, am zis că am fost la două meciuri în București. Unul a fost al Stelei. Pe vechiul... Aici nu ți-ai ieșit. Îmi plăcea să ies. Da, bine, cu aventuri, când aveam bilete, negocieri, eram și săraci, și covrigi, mâncați, stați pe acolo, și 3, 4, 5 ore. Repet tot timpul asta. Cei care se uită nu înțeleg nimic din treaba asta. Cum adică... Da, frumos. Adică plecam dimineața cu trenul. Nu plecam singur. Adică nu vă puteați lua bilete online? Nu! Nu existau. Știi? Nu existau. Și nici la stadion nu mai existau, că le luau băieții și se le vindeau printre mașini. Tot online. Da. Offline. Era offline printre mașini. Și... Era... Așteptai toată ziua meciul ăla. Într-adevăr. Așa eram noi când eram. Are meci Dinamo diseară, are meci Steaua. Bă, știi că diseară e gata. Pentru aia așteptai. Voi din București, noi așteptam, noi plecăm la 7, vedem, ne întâlnim la 6:30, corect, tren, vezi, stăm până seara, ai grijă, nu sun, că n-ai telefon mobil. Acum trece și vezi rezumatul pe YouTube a doua zi sau la știrile sportive. Astea sunt vremurile, trebuie să ne... Da. Dar era plăcut, era... Ne aduceam aminte și mai povesteam vreo 3-4 săptămâni, corect, după. Plus că mulți la echipele astea mari ajungeau din provincie și atunci fiecare avea propria poveste, că nu erau toți de aici, din București. Erau, să știi, mult, procentajul era mai mare de jucători din București. Decât? Da, erau școlile de fotbal, erau fiecare echipă. Ai primit porecle din alea, moldovene, ialomițene, țăranu, bravo. Țăranu. Atunci ți-au zis? Atunci mi-au zis, dar... După o perioadă scurtă de timp, eu am avut și mare noroc în momentul când am ajuns la Dinamo, echipa era în reconstrucție și au revenit din împrumuturi Cătălin Hâldan, Florentin Petre, Coporan, Tararache,
Cezar Dinu, Dumnezeu să te Lică. O echipă întreagă. O echipă întreagă, dar erau copii. Întreagă. Erau de vârsta mea. Și atunci m-am... N-ai găsit. Erau și Tutankamoni. Da. Erau și ei. Era Prunea, era... ții minte că era Macavei venise, era și Cosmin Contra atunci, dar era cu Bănățenii, cu Macavei, cu Bătrânul. Bătrânul? Da, n-aș vrea să greșesc generațiile. Da. Era Tene. Ai găsit loc în vestiar, cum se zice? Adică te schimba pe calorifer sau ai avut... Nu, am găsit un loc. Ai găsit un colț? Da. Deci nu te-ai schimba la duș? Nu, Doamne ferește. Dar nu te-ai ajutat pe locul nimănui? Nu, am ajuns ce faci, mă. Nu, în momentul când am ajuns în vestiar, deja era cineva care, uite, aici e locul liber, ăsta e locul tău. Ca să nu încurci lucrurile. Păi să nu. Ai tremurat? Era vestiarul Dinamo. Da, bă, nu mi-aduc aminte să fi tremurat, dar ți-am spus, eram... Sau abia așteptai să... Și asta cu abia așteptatul să te duci într-un vestiar unde erau jucători pe care îi văzui doar la televizor. Nu prea era cum, ce aștept să vă rup eu capul vouă, să vezi, sunt eu cel mai bun. Am avut momente când... E normal. Da, și mi-aduc aminte, aveam deja un an la Dinamo sau 6 luni și a venit Gică Mihali. Gică Mihali, care acum e prietenul meu și... Campiona mondială. Campion, da, nu mai vorbesc. Și era Lupescu, venise și Vlădoiu între timp. Era, am impresia, după un an sau un an jumătate după ce am. Și la un antrenament am sărit și cu cotul l-am lovit și i-am spart dintele. Pe Mihali. Și a început să zic, aoleo, gură! Deci în momentul ăla, pentru prima dată, și acum povestim și... Da, acum ți-e mai ușor. Mi-a fost frică. Când am zis, aoleo, dintele și am văzut sânge, mi-a fost frică. Am zis, ce fac? Ce-mi face el și ce fac eu? Ce fac? Dar foarte ok. Nu s-a întâmplat nimic. Dar asta, revenim. Am reușit, cu emoție, cu implicare, cu noroc, să rămân la Dinamo. Ei, cu noroc. Și cu noroc. Trebuie să ai un pic de noroc. În primul... Dacă tu nu băgai națe, puteai să ai noroc. Și ăsta e adevărat. Ce ai? Dar am avut un an bun. Ți-mi minte că am scos 11 de 11 metri. Și am dat și vreo 8 goluri. Deci în primul meu an am șans la Naționala de Tineret. O Națională de Tineret interesantă, care prindea după aia un campionat european. Da, multă lume nu știe. Noi n-am fost prezenți la campionatul european de tineret datorită faptului că am organizat. Nu. Din cele 8 țări calificate se alegea o țară și am fost noi cea ales. Deci noi ne-am calificat în urma unei grupe, unei câștigări unei grupe. Și toată lumea începe că s-a organizat. Uite că anul ăsta s-a organizat în România și n-am fost la campionatul european. Da, vorbim de tineret. La cei mari, la tineret. Da, pe Ghencea și pe Ghencea și pe Național. Național și pe Progresul. Progresul, cu Cotroceni, da. S-a jucat pe 3 stadioane. Cu Spania, cu Grecia, cu Spania, cu fratele lui Alonso a câștigat 1-0 Spania și a dat Ivan Alonso, fratele lui Alonso de la Real Madrid. Noi am jucat cu Olanda, cu Rusia și cu Germania. Da, și grupa ailaltă a fost cu Spania, cu Grecia și... Spania, Grecia... Și încă cineva. Dar o echipă senzațională atunci. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!